Bun găsit, pasionații ai utilajelor! Buldozerele sunt utilaje grele, de forță, sunt totodată echipamente scumpe, așa că majoritatea persoanelor care au nevoie de un astfel de utilaj optează pentru unul la mâna a doua și preferă buldozerele din afara României. Însă acest lucru nu vă garantează totodată achiziția unui utilaj fiabil. Poate tocmai de aceea 4 din 10 români nu sunt mulțumiți de calitatea buldozerelor second-hand aduse din străinătate. Calea de rulare este foarte importantă și, din păcate, foarte costisitoare. Înlocuirea acesteia pornește de la 12.000 de euro și poate depăși 20.000 de euro în funcție de dimensiunea și marca buldozerului. Durata de execuție a unei astfel de lucrări este de o săptămână. Poate tocmai din cauza acestor inconveniente, furnizorii schimbă doar piesele care sunt distruse complet și nu optează pentru înlocuirea căii de rulare. Însă combinația dintre piese noi și cele uzate, în acest caz, nu este una tocmai fericită. În cazul unui efort susținut în timpul lucrului, calea de rulare se poate rupe și atunci chiar va trebui înlocuită. Transmisia este vitală pentru un buldozer. Spunem vitală pentru că acest lucru nu se întâmplă și în cazul altor utilaje. Transmisia unui buldozer asigură deplasarea utilajului, precum și forța necesară dislocării solului în timpul deplasării. Întreg sistemul este unul complex, iar defecțiunile pot apărea în urma exploatării improprii și a mentenanței precare. Uleiul hidraulic și de transmisie se schimbă mult mai rar decât restul lichidelor de lubrifiere. Uzura se poate ameliora cu un ulei cu viscozitate ridicată, însă efectul va fi unul pozitiv o scurtă perioadă de timp. Am întâlnit o situație în care șenila unui buldozer era mai lentă decât cealaltă, prin urmare virajele erau imposibil de făcut. Transmisia a fost demontată și reparată, însă întreaga procedură a costat 8.000 de euro și toate acestea din cauza mentenanței necorespunzătoare. O cauză externă care poate duce la defectarea buldozerului este combustibilul folosit. Biodieselul este folosit cu precădere în străinătate. Folosirea acestui tip de combustibil, o perioadă îndelungată, nu este însă recomandată de producătorii de utilaje. Biodieselul este acid și atacă orice element din cupru și, poate cel mai mare risc, biodieselul conține mai multe impurități decât motorina și va afecta injectoarele. Pompa hidraulică se uzează treptat odată cu timpul efectiv de lucru, dar acest proces de uzură este accentuat de lipsa mentenanței corespunzătoare. Dacă uleiurile nu sunt schimbate la timp sau acestea sunt de proastă calitate, atunci pompa hidraulică va pierde din putere. Totodată, îngrijirea și schimbarea la timp a componentelor sistemului hidraulic asigură o productivitate crescută a buldozerului. Distribuitorul hidraulic este o componentă extrem de complexă, alcătuită din sute de piese. Prin urmare, este foarte greu de reparat sau de recalibrat. Termenul de reparație a unui distribuitor hidraulic poate fi de luni bune în funcție de gravitatea problemei. Bineînțeles, costurile sunt pe măsura muncii depuse, între 12.000 de euro și 20.000 de euro în funcție de buldozerul în cauză. Când achiziționați un buldozer, luați în calcul că acesta a fost vândut probabil din cauza exploatării excesive. Utilajele sunt vândute la sfârșitul proiectului, iar de cele mai multe ori constructorii aleg cea mai rapidă variantă de rezolvare a unei defecțiuni. Asta se traduce prin folosirea unor piese de schimb aftermarket și reparații făcute în grabă. Buldozerele defecte nu ajung întotdeauna pe mâna unor specialiști, iar urmările sunt dintre cele mai nefaste. Riscați să primiți un utilaj care nu poate fi folosit sau care necesită reparații capitale. Dealerii au prostul obicei să ascundă defecțiunile buldozerelor, iar acestea sunt greu de depistat. Foarte rar o problemă poate fi identificată prin simpla pornire a utilajului. Este nevoie ca buldozerul să fie pus efectiv la lucru, să aibă timp să se încălzească și să intre efectiv în sarcină. De-abia atunci adevăratele probleme vor ieși la iveală. Sunt cazuri când poate nici dealerii nu cunosc viciile unui utilaj, dar asta nu îi absolvă de vină, pentru că aceștia au mijloacele necesare să identifice o defecțiune, precum și specialiștii necesari. Soluția pentru a evita aceste bătăi de cap este să apelați la un importator care să aibă stabilite legături cu furnizori de încredere.
și astfel să aveți garanția livrării unui utilaj fiabil. Un importator cu notorietate și vechime în piață are mijloacele necesare pentru a vă obține un buldozer fără vicii și implicit fără riscul unor investiții ulterioare. Cântăriți bine variantele pe care le aveți la dispoziție și alegeți în cunoștință de cauză. Să auzim numai de bine!